Pentru astăzi m-am gândit să revenim la unul din subiectele noastre preferate de aici, de pe canal, și anume eleganța. Și am observat eu că există așa o adiere a unei concepții de fiecare dată când vorbesc despre eleganță și când aduc vorba despre eleganță, se găsește cineva care să zică, da, da, eleganța ține de bani. Și este într-adevăr o preconcepție care la noi este foarte, foarte împământenită și foarte, foarte înțepenită, și eu astăzi aș vrea să vă dau 10 trucuri sau 10 tipsuri sau să vă demonstrez că eleganța, 1, nu ține de bani și poți fi sau deveni elegantă și dacă nu ai un anumit statut financiar. Banii nu țin de eleganță, sau mai bine spus, eleganța nu ține de bani, da? Nu are nicio treabă, așa cum am spus. Eleganța este mai degrabă legată de cultură, da? Și de nivelul de educație pe care îl ai, decât de bani, de statutul financiar. Și ăsta este un prim lucru pe care aș vrea să vi-l întipăriți în minte înainte de a intra în acest subiect, pentru că oricât ne-ar plăcea nouă să credem că da, doar dacă ai un anumit statut financiar ești elegant, am cel puțin 15 exemple din showbiz-ul sau, mă rog, activitatea mondenă a României, care sunt oameni cu un statut financiar destul de înalt, de care numai eleganți nu pot fi numiți. Da, deci am cel puțin 15, așa, la un foc de dat, tot pe motive de eleganță, n-am să vă dau aceste exemple, dar având în vedere că am o audiență inteligentă, sunt convinsă că le puteți identifica și voi aceste exemple. Și o să începem în forță cu numărul 1, care ne spune less is more. Este un dicton clasic de care am mai auzit, pe care unii îl folosim sau de care unii fugim câteodată, pentru că este devenit așa cumva clișeic, dar less is more. Și mă refer aici cu precădere la haine, pentru că iarăși am observat printre foarte multe persoane că un simbol al eleganței îl reprezintă hainele și în special hainele de firmă și logo-urile, ceea ce nu poate fi mai departe de adevăr decât este, da? Deci nu logo-urile și nu hainele de brand îți dau eleganța, ci felul în care porți hainele, calitatea hainelor și cum îți alegi hainele și cum îți rafinezi stilul. Asta poți să o faci și neavând bani. Poți să o faci și cumpărându-ți din cele mai ieftine magazine haine și poți să cumperi inclusiv haine și din second hand-uri, chiar dacă eu nu fac chestia asta pentru că știți că am un pitic pe creier, dar asta e pur problema mea personală. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă același lucru ca mine. Dacă nu vă permiteți haine de calitate, puteți să le luați din second hand-uri. Chiar voi îmi spuneați, multe dintre voi, că se găsesc mai multe haine de calitate găsiți în second hand-uri decât în magazinele de high street, și sunt convinsă. Și decât să alergi să-ți cumperi o tonă de haine ca să faci clipuri pe YouTube sau că așa a făcut cineva pe YouTube, mai degrabă îți iei 4-5 piese care fac parte și din acea garderobă esențială, dar care să fie de calitate, dar care să fie bune, să-ți vină bine și să știi că te poți baza pe acele piese în orice situație, da? Nu că le-ai purtat odată și ți-au sărit nasturii sau descusut, deja arată ponosit și așa mai departe. Poți să-ți cumperi din cele mai ieftine magazine haine, nu-i nicio problemă, dacă știi ce să alegi, da? Nu trebuie să cumperi doar să fie acolo la număr, doar să cadă șifonierul pe mine ca să arăt că am. Punctul numărul 2, iarăși foarte important din punctul meu de vedere, la care nu ai nevoie de o investiție financiară prea mare, ba chiar poți să o faci cu o investiție minimă financiară, și anume să lucrezi la etichetă. Și aici, da, mă refer de la maniere până la felul în care vorbești, la atitudine, la gesturi și așa mai departe, adică toate lucrurile pe care le faci. Și asta nu ține neapărat de bani. Da, într-adevăr, dacă ai foarte mulți bani la dispoziție, îți poți angaja un coach, poți să te duci la niște cursuri, poți să faci niște cursuri deosebite, chiar în străinătate, de etichetă, de... Astea sunt alte chestii.
da, poți să faci chestia asta. Dar câți oameni cu bani fac de fapt lucrurile astea? Prea puțini. Da? Așa că un cod al bunelor maniere îl găsești pe internet dacă nu ți-l permiți să-l cumperi. Găsești o mulțime de materiale prin care poți să-ți rafinezi eticheta și poți să-ți elevezi eticheta și poți să înveți ceea ce înseamnă o etichetă de adevăratele, fără să trebuiască să cheltui mai mult decât abonamentul la internet, pe care bănuiesc că dacă te uiți la mine deja l-ai. Da? Prin urmare, ideea de a-ți rafina și a-ți eleva eticheta n-ar trebui să coste foarte mult. Poate să o facă oricine, pentru că nu depinde atât de mult de banii pe care îi ai, ci mai degrabă de atenția și de cum aplici lucrurile pe care le înveți. Că degeaba citești tu codul bunelor maniere dacă n-aplici nimic din el. Da? Degeaba faci content în materie de eleganță sau de bune maniere dacă nu aplici nimic din ele. Punctul numărul 3, care mie îmi place foarte tare și către care vreau să vă îndemn ori de câte ori am ocazia, este să investiți în cultură. Investește în cultura ta cât de mult poți. Și asta nu înseamnă neapărat să investești fizic, cât mai degrabă să-ți investești timpul. Există foarte multe muzee la care accesul este gratuit, chiar și în România. Sunt mai puține cei drept în România, dar dacă mergeți în străinătate, puteți să ajungeți la foarte, foarte multe muzee cu acces gratuit. În majoritatea capitalelor europene există cel puțin câteva muzee cu acces gratuit, da? Sau unde accesul este derizoriu, câțiva euro. Da? Chiar și la noi, de exemplu, când am fost la muzeul de artă, am rămas șocată că era biletul, acum nu știu dacă e tot 32 de lei, dar atâta era atunci, 32 de lei să vezi și colecțiile speciale, și colecția de artă românească, și colecția de artă universală, și biletul puteai să-l folosești 3 zile, pentru că galeriile fiind mari, mă rog, mari pentru România, galeriile fiind așa mari, pentru mulți este foarte greu să parcurgă totul într-o zi sau este obositor. Noi le-am parcurs într-o zi, dar tot a fost foarte obositor. Și 32 de lei să intri 3 zile la muzeu și să stai cât vrei și să vezi ce vrei, nu mi se pare mult, da? Chiar nu este mult. Gândiți-vă cât cheltuim pe alte prostii care nu ne aduc niciun beneficiu. Sau alte și alte locuri în care am intrat, unde intrarea a fost derizorie, 10, 12 lei, 5 lei și așa mai departe, da? Muzee sau alte locuri. Astea nu sunt sume înfiorător de greu de suportat, da? Prin urmare, încercați să investiți în cultura voastră. De asemenea, dacă veți căuta, veți găsi galerii de artă, expoziții, lansări de cărți, tot felul de evenimente culturale cu acces gratuit, da? Unde puteți, pe lângă faptul că investiți în cultura voastră, că acumulați informații, că vă uitați, puteți să relaționați și cu alți oameni, puteți să vă faceți cunoștințe noi, puteți să vorbiți cu oameni noi, puteți să descoperiți lume nouă. Din punctul meu de vedere, este esențial să investești în cultură. Pe lângă asta, să trăim într-o lume în care avem la dispoziție atâta informație de Doamne. Caută informații pe anumite subiecte care te interesează. Uită-te la documentare, uită-te la filme, uită-te la cum a fost creat un film. Poate uitați-vă, de exemplu, la cum au fost create filmele Star Wars. Este fabulos să vedeți procesul de creație sau alte filme, da? Încercați să acumulați cultură pe mai multe planuri și pe mai multe domenii și nu costă atât de mult sau nu costă chiar deloc. Vă trebuie mai degrabă atenție, deschidere către treaba asta și timp, dacă este să faceți treaba asta. Punctul numărul 4 este unul foarte interesant și de care recunosc că m-am apucat și eu. Poate ar fi trebuit să mă apuc mai de mult, dar ușor, ușor m-am apucat și eu, și anume de lecții de dicție și oratorie. Da, este surprinzător, da, m-am apucat și eu pentru că simt că am nevoie și găsiți foarte multe astfel de lecții pe internet, da, nu trebuie să vă duceți să vă angajați un coach, nu trebuie să vă cumpărați nu știu ce materiale simandicoase, sunt foarte multe astfel de exerciții sau de lucruri care să vă ajute. Este foarte, foarte important nu doar să-ți cureți limbajul, dar și să vorbești și să știi să-ți adaptezi limbajul și felul în care vorbești la situațiile în care te află. Face o mare diferență felul în care vorbești. Am observat de-a lungul timpului că poți distinge
eleganța și rafinamentul unei persoane doar din felul în care vorbește. Nici nu trebuie să-l vezi fizic, îți dai seama de cât este de elegant și de cât este de rafinat ca om doar din felul în care vorbește. Cum ziceam, trebuie să învățăm să vorbim frumos, să avem un limbaj frumos, pentru că asta automat ne elevează și automat ne ridică și automat ne deschide către niște lumi noi în care nu poți să intri dacă nu ai un limbaj adecvat, da? Deci credeți-mă că sunt destul de multe locuri pe lumea asta unde dacă te duci cu bă, animalule, nu o să intri, da? Asta a fost un exemplu exagerat, dar înțelegeți unde bat. Punctul numărul 5 ne spune despre o rutină de pampering acasă. Să ne facem o rutină de pampering acasă care n-ar trebui să fie foarte costisitoare. Și dacă îți faci o rutină de pampering, eu știu că suntem în era în care dacă nu e ceva din tub și dacă nu e cumpărat, e câh. Pentru că nu, în ziua de astăzi am evoluat, noi suntem ființe evoluate și nu mai putem să folosim lucruri făcute în casă, deși lucrurile alea făcute în casă sunt folosite de mii de ani, de foarte multe civilizații și s-a demonstrat că le-a făcut mai mult bine decât fac lucrurile alea din tuburi. Dar trecem peste, da? Și iarăși este la modă în ziua de astăzi să mergem pe la toate saloanele și să ne lăudăm cu câte tratamente ne facem și cu câte chestii ne facem. Ok, fă-ți, nu e nicio problemă dacă îți permiți. Este iarăși o modalitate de a epata unor oameni care nu au foarte multă cultură la activ, să știți asta, cu mersul la saloane și uitați că eu azi mă plimb din salon în salon. Asta nu înseamnă că nu poți să ai parte de pampering, de niște tratamente acasă. Ba mai mult, am observat că te duci la multe saloane și îți fac tot chestii pe care puteai să ți le faci tu acasă. Acum să nu se înțeleagă că eu neg importanța saloanelor sau faptul că la salon ai putea să ai parte de niște tratamente mai bune. Cu siguranță, deci nu discutăm. Sunt anumite tratamente, sunt anumite proceduri, sunt anumite lucruri care trebuie făcute numai la salon, din punctul meu de vedere. Punct. Dar sunt și multe lucruri pe care poți să le faci acasă cu un buget limitat sau poți să-ți cumperi tu ustensilele necesare și să faci lucrul respectiv acasă, da? Dacă vreți, poate facem un clip în care vă povestesc de niște tool-uri și niște chestii care să te ajute pe tine acasă să-ți faci o rutină de pampering ca și cum ai fi la salon, da? Dar există o mulțime de lucruri pe care le poți face. V-am zis, sunt foarte multe dispozitive. De la faptul că poți să-ți iei tu un kit pentru a-ți face manicura acasă și poate scutești foarte mult timp pe care l-ai pierde ducându-te la salon. Iarăși poți să-ți repari manicura foarte repede dacă ți s-a stricat și nu mai stai cu ea cu o unghie sărită 3 săptămâni până îți vine programarea sau nu stai cu unghiile 5-6 săptămâni să se vadă diferența de culoare de un centimetru pe unghie până, știți? Adică poți și tu să faci, poți să-ți iei tot felul de device-uri pe care, dacă vrei neapărat, pe care să le folosești în rutina ta de skincare. Sau poți să-ți faci acasă măști, poți să-ți faci scrub-uri, poți să-ți faci o mulțime de lucruri pe care înainte femeile le făceau și care funcționau la femei înainte, da? Adică, da, acum toată lumea, inclusiv eu, cumpărăm scrub-uri din zahăr, da? Făcute așa ambalate frumos, dar dacă e să ne facem un scrub din zahăr sau din sare acasă, e câh, nu, ăla e câh, că e de acasă, nu e bun, nu, numai ăla ambalatul e bun, deși produsul în sine e același, adică e aceeași chestie, da? La asta mă refer, nu trebuie să aveți impresia că doar dacă ai bani poți să ai parte de niște tratamente sau de îngrijire. Felul în care arăți și grija pe care o ai față de tine sunt importante pentru că transmit un mesaj despre tine, da? Oricât ar zice unii că, vai, Doamne, nu contează aspectul și nu contează felul în care arăți, bă, da, contează foarte mult pentru că transmiți un mesaj despre tine, despre seriozitatea ta, despre capacitatea ta, despre atenția ta la detalii și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care le transmiți doar prin felul în care arăți. De-aia este important să te îngrijești, de-aia este important cum cad hainele pe tine și de ce calitate sunt. De-aia este important să ai grijă de tine, pe lângă faptul că te
face să te simți bine și te face să conștientizezi că, băi, da, și eu sunt important și uite că am făcut ceva pentru mine. Punctul numărul 6 se referă la caracter și anume să-ți cultivi un caracter frumos. Ăsta este un aspect la care trebuie să lucrezi tu cu tine și nu implică nicio cheltuială pentru că depinde numai de tine, pur și simplu. Felul în care tratezi oamenii, felul în care vorbești, felul în care gândești, felul în care îți exprimi opiniile. Sunt iarăși lucruri foarte importante pe care oamenii eleganți din lumea asta le stăpânesc, da? Au grijă la felul în care tratează oamenii. Nu vreți să știți, apropo de asta, când lucram la KFC, pe post de casier, câți veneau cu tenta aia de superioritate, de parcă eu eram nimic în fața lor pentru că eu îi serveam. Asta este o problemă, iarăși dă dovadă de ignoranță și de lipsă de cultură și de lipsă de educație, o astfel de atitudine, da? Să crezi că un om care are poate în ochii tăi un job insignifiant îți este inferior. Inferioritatea oamenilor nu prin asta se măsoară, da? Prin urmare, trebuie să-ți cultivi un caracter frumos în momentul în care întorci spatele, să rămână o impresie plăcută despre tine. Pentru că, în general, cu asta rămân oamenii, da, de la noi, cu impresiile pe care noi le realizăm și noi avem o mare capacitate de a controla o parte din impresiile astea. Este adevărat, sunt foarte mulți cei care ne judecă prin prisma experiențelor lor și prin prisma filtrelor personale, dar în egală măsură și noi avem capacitatea de a controla lucrurile astea, impresiile despre noi. Prin urmare, încercați pe cât posibil să vă dezvoltați un caracter frumos, să aveți grijă la oamenii din jurul vostru, să aveți grijă la cum îi tratați, să aveți grijă la cum vorbiți, să aveți grijă la ce opinii exprimați și cât de îndârjiți sunteți în a vă apăra opiniile, da? Și în a vă apăra dreptatea voastră care ar trebui să fie universală, că noi românii iarăși avem o problemă aici, da? Mare. Adică avem impresia că dacă noi credem ceva, așa trebuie să creadă toată lumea. Ceea ce iarăși nu-i tocmai în regulă. Punctul numărul 7 spune să-ți hrănești mintea cu eleganță. Și aici nu mă refer doar la a consuma content cu tematica eleganță, ci mă refer la a înlocui acele materiale care nu ți aduc niciun beneficiu, care nu te ajută cu nimic, a le înlocui cu materiale care ți aduc un beneficiu. Spre exemplu, în loc să te uiți la toate mizeriile de emisiuni de pe urma cărora nu rămâi cu absolut nimic, în loc să te uiți la alea, mai degrabă consumi un documentar sau niște materiale de pe urma cărora să rămâi cu ceva. Citești o carte, te uiți la un documentar, te uiți la un film, dar care să aibă, nu știu, ceva interesant, adică să fie cu substanță. Consumi niște emisiuni de calitate și asta iarăși nu implică foarte multe cheltuieli. Dacă ai un abonament la cablu sau ai abonament la internet, este imposibil să nu găsești content de calitate, da? Trebuie să ai cel puțin 2-3 posturi TV unde să dau documentare sau găsești documentare pe internet, găsești cărți online. Spre exemplu, luna asta am dat de o carte, am citit o carte pe care n-aș fi citit-o dacă nu era book club odată și în al doilea rând, cartea asta, cu toate că în sine cartea nu mi-a plăcut aproape deloc, m-a făcut să conștientizez cât de puține lucruri știu despre subiectul ăla și cât de ignorantă sunt și de asemenea cât de distorsionate sunt unele din informațiile pe care le știam cu privire la acel subiect. Veți vedea în clipul cu cărți despre ce este vorba. Da? Dar cartea asta mi-a deschis mintea și m-a făcut să realizez, wow, cât de puține știu despre acest subiect și că ar fi cazul să mai caut informații și să mă documentez și să caut din mai multe surse informații, astfel încât să mă pot baza pe acele informații mai târziu. Poate nu vor folosi la nimic, dar e bine să fie acolo informațiile alea, știți? Și asta n-aș fi putut să o fac dacă stăteam toată ziua și scrollam pe Facebook sau pe Instagram să văd cine ce face sau mă uitam la o emisiune din asta mizerabilă în care se discutau nu știu ce cancanuri sau viețile nu știu cui. Punctul numărul 8 este iarăși unul care nu costă
nimic sau aproape nimic, și anume să te educi pe anumite subiecte curente. Și aici o să vi se pară puțin ciudat, dar vă dau iarăși un exemplu foarte comun. Discutam cu cineva cu câțiva ani și îmi spunea așa, tamnesam, zice, bă, eu nici nu știu cine e prim-ministru țării. Ok, pot să înțeleg aspectul ăsta că nu te interesează politica, nu te interesează să te implici în politică, paranteză, de-aia suntem și unde suntem, închizând paranteza, pot să înțeleg că poate sunt subiecte care sunt anoste. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai un anumit nivel de cunoștințe și nu înseamnă că nu trebuie să te informezi și nu înseamnă că nu trebuie să fii și tu la curent. De exemplu, cum ar fi acum să te duci într-un grup oarecare să spui, wow, ce relație frumoasă are Ucraina cu Rusia. Mamă, deci sunt cele mai bune relații pe care le-au avut vreodată statele astea și se înțeleg atât de bine și mi-ar plăcea ca și România să se înțeleagă atât de bine cu alte state. Și lumea să se uită la tine să zică, ești ironic, și tu să zici, nu, nu e așa? Deci, mă refer la genul ăsta de subiecte. Da, poate nu te interesează detaliile specifice, războiul, Ucraina, așa. Poate nu te interesează alte lucruri specifice despre un anumit subiect, dar tot trebuie să știi câteva lucruri despre ele, da? Este foarte neplăcut să te afli într-un grup și tu să fii ăla care ori tace pentru că n-are nimic de spus pe subiectul respectiv, ori spune o dudă și iese în evidență ca fiind tâmpit. Pentru că habar n-are de ce vorbește, da? Deci încercați să vă informați cât de cât, să fiți la curent. Iar asta, iarăși, nu ține de bani și o să ziceți ce are asta cu eleganța. Păi are, că în cercurile elegante se discută, da? Și oamenii au opinii și nu se tem în a-și exprima opiniile și în a accepta opiniile altora. Ori când tu te duci într-un cerc din ăsta și vrei să arăți că ai elevat, că ai progresat și că ai o viață elevată, nu poți să te duci să stai, să te uiți. Și eventual să cânte greierii în capul tău. Da? Punctul numărul 9, știu, este clișeic, dar am observat că oamenii cu adevărat eleganți au grijă de subiectul ăsta și nu la modul de moft și nu la modul de wow, hai să fiu și eu în trend și nu la modul de uite cât sunt eu de importantă că îmi permit să mă duc în fiecare zi la sală și chestii de genul ăsta. Este vorba de a avea un stil de viață cât de cât sănătos. Observa că oamenii cu adevărat eleganți au grijă de aspectul ăsta, în sensul că au grijă la alimentație, la cantitatea de mâncare pe care o mănânc, mai bagă și niște legume pe acolo din când în când, mai înlocuiesc carbohidrații aia cu legume sau prăjelile, mai lasă zahărul din când în când sau mai fac și ei câte un pic de mișcare. Adică nu vorbesc la modul exagerat, hai să fim toți musculoși, hai să fim toți vegani, hai să fim toți plant-based, hai să fim toți super healthy, să mâncăm numai bio, eco și nu știu ce. Da, într-adevăr, în ziua de astăzi, cel puțin în România, să ai un stil din ăsta de viață vegetarian, vegan, whatever, și să fii foarte bio, să mănânci bio și să fii foarte activ, poate deveni foarte costisitor. Dar în egală măsură se pot face foarte multe lucruri și fără a cheltui foarte mulți bani sau a îți cheltui banii cumva mai inteligent. Adică decât să cumperi foarte multă mâncare pe care la final de săptămână o arunci, mai bine cumperi mai puțină, dar de calitate și cumperi ce trebuie astfel încât organismul tău să funcționeze în limite normale, da? Iarăși pe ideea de less is more și investește mai degrabă în calitate decât în cantitate. Așa și cu sportul. Nu trebuie neapărat să... Că mai auzit și chestia asta, vai, eu nu pot să fac sport că n-am abonament la sală, nu-mi permit să fac sport că nu-mi permit abonamentul la sală. Pe lângă faptul că există o mulțime de variante și să te duci la sală, trebuie doar să le găsești, dar există atâtea clipuri pe YouTube sau aplicații pe telefon cu exerciții fizice pe care nici nu trebuie să fii la sală să le faci. Poți să le faci acasă, poți să le faci din pat, unele, poți să le faci din parc, poți să le faci din cele mai accesibile locuri pentru tine. Nu trebuie neapărat să dai dovadă de nu știu ce fițoșenii ca să faci sport, să fii activ. O plimbare în natură, un pas un pic mai alert, nu te costă chiar nimic. Deci absolut nimic nu te costă. Prin urmare, poți să faci mișcare și poți să ai grijă un pic la aspectul ăsta al sănătății mai mult decât pare. Și punctul numărul 10
Iarăși o să vă pară foarte ciudat, dar o să înțelegeți că este important și anume încearcă să înveți o limbă străină de circulație internațională. Asta presupunând că nu știi deja una, da? Atenție! Limba străină de circulație internațională. Că vrei tu să înveți suedeză, ok, dar nu știu cât te ajută suedeza la nivel general, știți, poate acolo în partea aia de, a lor, de continent, să te ajute suedeză. Dar în spectrul larg, așa, pe toate continentele, e mai greu să te ajute suedeză. Da? Prin urmare, încearcă să înveți o limbă străină de circulație internațională, pentru că, odată, în perspectiva globalizării, nu mai trăim într-un microcosmos al nostru, cum eram în anii 90 și înainte, pe vremea comunismului, unde totul era la noi aici și nu totul se întâmpla între noi și nu aveam contact cu exteriorul. Nu, acum suntem extrem de conectați la exterior, da? Suntem extrem de conectați la tot ce se întâmplă. Suntem extrem de conectați la toate lucrurile pe care le avem în jurul nostru. Suntem extrem de interconectați. În două secunde acum poți fi pe partea cealaltă a lumii și poți vorbi cu o persoană de pe partea cealaltă a lumii. Da? Deci asta înseamnă globalizare. Prin urmare, în momentul în care cunoști o limbă de circulație internațională, te ajută mult mai mult să ai acces la cultură, să ai acces la informație, da? Nu vei mai fi prostit de toate informațiile pe care le ai la tine în țară, care poate sunt manipulate. Poți să te duci și la alte publicații din străinătate să vezi ce spun și atunci poți compara informațiile. Ai acces la cărți, la documentare, la filme, la seriale și așa mai departe din exterior, da, care îți pot îmbogăți cultura și de asemenea poți interacționa cu oameni din alte zone, din alte țări, din alte stiluri culturale diferite și poți învăța foarte multe de la ei, da? Și am două mențiuni cu privire la treaba asta, pentru că iarăși observ că la noi românii există o mare problemă în ceea ce privește limbile străine. Unu, că sunt ăștia care au învățat, ei au avut privilegiul de a învăța la o școală bună sau au avut un profesor bun sau au avut ei parte de ce a fost mai bun și au învățat perfect cum a fost o limbă străină și o vorbesc, spre exemplu, engleza, o vorbesc cu accentul britan. Și toți ceilalți care vorbesc în engleză, toți le pute, engleza celorlalți le pute, pentru că ei vorbesc foarte bine engleză. Eu dau un exemplu cu engleza acum, da? Că mi s-a întâmplat și mie să fiu criticată pentru un accent. Deci pe mine, pentru accentul meu, care știu că e oribil în engleză, nu m-au criticat decât românii. Pe mine nu m-a criticat niciodată un englez, un american, un irlandez, un scoțian, niciodată nu m-au criticat ăștia pentru accentul pe care l-am eu în engleză. Meritați sfântul, nu. Majoritatea au fost copleșiți de faptul că vorbeam în engleză și mă puteam înțelege și puteam face glume și puteam discuta și erau foarte încântați de treaba asta. Prin urmare, n-aș vrea să vă cramponați în ideea că, vai doamne, nu vorbesc perfect. Atâta timp cât te înțelegi un om și atâta timp cât poți conduce o conversație și atâta timp cât poți extrage niște informații dintr-o anumită limbă, da? Să spune că citești o carte în engleză sau în altă limbă străină și tu rămâi cu ceva din cartea respectivă, înseamnă că e bine, da? Nu vă cramponați în ideea că, vai, nu vorbesc perfect, nu e nicio problemă. Credeți-mă că pe vorbitorii nativi nu interesează. Sunt foarte puțini oameni de vorbitori nativi și ei au o problemă ei la cap, adică care sunt atât de picky și sunt atât de vai, nu vorbești bine și vai ce accent ai. Dar în general majoritatea, când vine vorba de străini care să le vorbească limba, n-au nicio problemă. Sunt foarte bucuroși că se pot înțelege, da? că cineva le vorbește limba și sunt foarte bucuroși că există o limbă din asta cumva universală care să-i unească, da? Nu se gândesc la accent, la pronunție, la nu știu ce, că ai pronunția mai stâlcită, că ai pronunție. Atâta timp cât te poți înțelege cu un om și atâta timp cât tu îi vorbești de mere și el asta înțelege și nu înțelege că vorbești despre avioane, e totul bine. Credeți-mă pe cuvânt că am experimentat situația asta. Un alt aspect pe care aș vrea să-l vi-l aduc în atenție legat de limbile străine este că noi iarăși avem împământenită ideea că vai, trebuie să învățăm ca la școală și dacă n-am învățat la școală și dacă nu învățăm ca la școală cu pixul și cu hârtia în mână, apoi nu se poate. Este cât se poate de fals. Eu mi-am dat seama că cel mai rău mi-a fost la școală să învăț limbile străine, da? Deci am învățat mult mai mult
mult mai multă engleză și mult mai multă franceză după școală, pentru că mi-am dat seama că stilul ăla de predare de la școală pe mine nu m-a ajutat și nu m-a avantajat cu absolut nimic. Fiecare om are stilul lui de a învăța și de a procesa lucrurile. Găsiți-vă stilul vostru de a învăța o limbă străină. Există o mulțime de aplicații gratuite, de la Duolingo, care cred că e cea mai populară aplicație, până la alte milioane de aplicații. Există milioane și milioane de cursuri online gratuite și lecții pe YouTube și online gratuite care vă învață și sunt formulate pe diferite stiluri de învățare. Trebuie doar să vă găsiți stilul de învățare și să vreți să învățați. Nu este complicat și nu trebuie să vedeți procesul ăsta ca fiind chinuitor. Că v-am zis, vă ajută foarte mult și vă deschide foarte, foarte mult viziunea în momentul în care știți o limbă de circulație internațională, în speță engleza în ziua de astăzi, că asta este cea mai circulată, dar și spaniola, și franceza, chiar și portugheza este considerată limbă de circulație internațională, da? Deci, încercați să vă deschideți, încercați cumva să vă deschideți mintea și să nu vă mai fie teamă de aspectul ăsta, pentru că o să vă fie foarte bine. Promit eu. Și am pentru voi și un punct bonus despre care v-am mai zis eu de-a lungul timpului și la care țin foarte tare și de-aia l-am introdus ca punct bonus, și anume încercați să vă dezvoltați un hobby. Încercați să vă dezvoltați un hobby și să învățați cât mai mult despre el și să îl dezvoltați cât mai mult și să știți cât de mult se poate despre acel hobby cu putință. De ce spun asta? Pentru că, unul, un hobby îți dă o satisfacție deosebită pe care numai un hobby poate să ți-o dea. Adică, nu există. Dacă nu știți despre ce vorbesc, înseamnă că nu aveți un hobby de adevărat. În al doilea rând, în momentul în care înveți ceva despre un lucru, indiferent că este despre cum se usucă vopseaua pe pereți, despre cum se cultivă ceapa, despre cum se fac avioanele, despre cum se fac filmele, despre cum se pictează și așa mai departe, indiferent care ar fi hobby-ul vostru și știți cât mai multe lucruri despre subiectul respectiv, în primul rând că acel subiect nu este unitar, da? Subiectul ăla se leagă de alte subiecte conexe. Există alte subiecte conexe pe lângă el de care vă veți lovi și automat veți dobândi informații pe lângă subiectul respectiv. Pe lângă asta veți avea șansa să interacționați, să vă conectați cu oameni care au hobby-uri similare sau un hobby similar cu al vostru și să faceți schimb de păreri, să faceți schimb de idei, să vă consultați, să învățați lucruri pe care nu le știți, să transmiteți mai departe lucruri pe care le-ați învățat voi, să creați relații cu alți oameni, da? Și asta vă ajută foarte mult. Crește iarăși gradul de cultură, gradul de elevare, îți crește standardele, da? Îți crește stilul de viață, practic. Prin urmare, este foarte important să ai un hobby și să știi cât mai multe despre acel hobby. Și astăzi, în fise, aș vrea să-mi spuneți voi dacă, după ce ați ascultat tot ce am avut de zis în clipul ăsta, sunteți de acord cu mine că, 1, eleganța n-are nicio treabă cu banii, cu statutul financiar, și că, 2, poți fi elegant și fără bani. Bun, vă mulțumesc din suflet dacă v-ați uitat până, și mai ales dacă v-ați uitat până la final. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta, mă ajută super mult. Să veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Și de asemenea, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o, ca să faceți parte din familia noastră. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!